Bună dimineața din Tasos. Am dormit foarte bine după acea petrecere de seară. Uitați ce peisaj fain. O să merg prima dată la pescărie. Eu văzusem ieri pisică de mare. Dacă găsesc, cumpăr. Dacă nu, orice altceva. Și mergem la plaja noastră, unde am gătit și ieri și facem un mic dejun. Da, ce fain este afară și ce peisaje. Am venit la pescărie. Bigor small, big, big. Am văzut acolo și calamari, mari, frumoși. Dar eu o să iau un pește de acesta roșu. Red Snapper se numește. În jumătate de oră o să aducă și alt pește, dar deocamdată atât. Încercăm un Red Snapper. Am venit și la plaja mea pustie. Acum nu mai este așa pustie. Sunt aici doi băieți care dau la pește. Sunt din Republica Moldova. Eu o să-mi instalez masa, aragazul, scot ce mai am prin mașină și ne apucăm să facem un mic dejun pe malul mării. Un singur pește, dar bun. O să vedeți. Am instalat masa, aragazul. Am cu mine și o tigaie de fontă. Este perfectă pentru pește. Și uitați, și peștele meu. Red Snapper se numește. Nu știu nimic despre el. Nu am mâncat niciodată. Dar era un pește. Cred că cel mai scump de acolo din pescărie, 19 euro kilogramul, ăsta a costat 14 euro, ar trebui să fie bun, la banii ăștia un singur pește 14 euro, este destul de mult. Și uitați, ieri am cumpărat ceva condimente pentru pește și ce să vedeți aici este tot un Red Snapper. Ar trebui să se potrivească bine aceste condimente cu peștele meu. Am și ceva lămâie, ulei de măsline. Cei de la pescărie mi l-au curățat, vedeți, și de sol și de intestine, de mață, urechile. O să-l prăjesc. Nu știu dacă încape în tigaie. Îl pun pe tot. Îi tai coada și îl pun pe tot. Sau nu mai tai coada. Vedem, ne descurcăm. Dar așa un mic dejun. Zic eu că este deosebit. O să-i pun condimente acum, îl un cu puțin ulei de măsline și în tigaie cu el. Hai să-i punem ceva condimente. Tare, sunt curios ce gust o să aibă cu aceste condimente. Văd aici chili, rozmarin, nu știu ce conțin, ulei de măsline. Și îți dai cu el. Arată deja ca cel din poză. Să-l mai prăjesc? Invers. Am pus tigaia mea de fontă pe foc, așa ne-a cântat pe peștele. La fix. Cred că l-am măsurat. Am înțeles că este un pește cu carne albă foarte, foarte gustoasă. Am citit ceva despre el, dar mai mult de atât nu știu. Dacă știe cineva să-mi scrie. Oare trebuia să-l fac eu un file? Este destul de mare. Dar o să-l las la fost mai mic și să-l prăjesc. Băieții din Republica Moldova
au plecat, am rămas sigur pe plajă, au venit să vadă ce fac aici, au prins, mi-au zis că au prins câteva dorade la pescarii împătiniți, nici ei n-au văzut niciodată acest pește. Păcat că n-au rămas și ei la masă, este destul de mare. Eu sigur n-o să răspund să rămână. Deja începe să arate bine, o să-l întorc de mai multe ori și miroase extraordinar. Am căutat pe internet, este Red Snapper, este și Red Fish. Dacă țineți minte, eu acum câteva luni am gătit Red Fish și v-am zis că este cel mai bun pește pe care l-am mâncat eu vreodată. Uitați, îl gătesc din nou. De data asta a făcut altfel, la tigaie, de fontă. Atunci l-am făcut pe tablă, dar cu siguranță este un pește care merită toți bani. Știu că în România era ceva mai ieftin, era undeva la 40 de lei kilogramul. Aici 19 euro, destul de scump. Și în România l-am luat fără cap și fără coadă. Era doar trunchiul. Peștele meu este aproape gata. Îl mai întorc o dată. Se face excelent în această tigaie de fontă. Nu se lipește absolut deloc. La urmă i-am tăiat coada, se încape el așa, perfect. Și vă spun, miroase pe toată plaja, pe toată plaja miroase. Peștele meu este gata. Uitați cât de bine arată. O să storc puțin lămâie pe el. Și hai să și gust. Uitați. Ia uitați ce carne albă are. Oh! Frige. Uitați ce carne albă. Da. Este cel mai bun pește care l-am mâncat eu vreodată. Și condimentele sunt extraordinare. Nu mă așteptam. Mamma mia! Mergeți la Selgros și întrebați de Redfish. O să vă placă, este senzațional acest pește. Are câteva oase, dar mari, cred că are vreo 6 oase, așa. Este extraordinar. O să mănânc cât pot. Nu uitați. Ținem legătura și ne vedem puțin mai târziu. Frumoasă plajă și pustie. Uitați. Nu este nimeni aici.
Am zis eu că este mare peștele, dar a fost atât de bun încât l-am mâncat pe tot. Uitați cum am lăsat aici. Alea sunt urmele mele. Acolo a fost masa, complet curat. Ne vedem aici și mâine dimineață la un alt mic dejun. Mama mia, cât de bun a fost acest pește! Am venit și la restaurant, Limenaria. Văd aici ceva mai multă lume. Nu prea cunosc locul și mă bazez că este mâncarea bună. Unde este lumea multă, este mâncare bună. Cealaltă trase sunt goale. Goale, goale. Taverna Muragio. Hai să vedem ce găsim de mâncare. Ia. Hai să vă arăt puțin și în meniu. Brânză feta prăjită, 6,30 €. Tzatziki, 4 €. Paste, orez, supe. O supă de pește este 7,80 €. Eu cred că o să-mi iau o caracatiță, 14,80 €, dar am văzut că aici nu-ți dă garnitură. Cred că o să iau și ceva cartofi prăjiți. Ce mai găsim aici? Chiftele grecești cu pite și tzatziki, 9 €. Cotlete mici de porc marinate, 9,80 €. Meniul zilei. Da, haideți că o să mă hotărăsc și vă arăt și dumneavoastră. Taverna Muragio, chiar pe plajă. Aici este portul din Limenaria. Am comandat o musaca tradițional grecească, o apă minerală și o caracatiță. Mi-au adus din partea casei, văd ceva pită. Și aici un sos tzatziki. Astea nu știu ce sunt. Asta cred că e un sos de brânză. Și aici o zacuscă ceva, cred că din legume. A venit caracatița. Văd aici și un sos, e ca un hummus. Și cartofi prăjiți, cred că ăștia sunt separat. Și am întrebat dacă este pe farfurie și mi-a zis că mi-aduce. Cred că mi-a dus separat. Arată foarte bine. Pare foarte fragedă. Topește în gură. Este un sos de lămâie și ulei de măsline. Și aici e ca un hummus, da. Foarte bun. Musakawa. Este o porție generoasă. Puțină salată. 2-3 roșioare. Uitați cât de bine arată. Cartofi. Carne. Sos beșamel. Am făcut și eu musaka, să vă uitați în urmă la rețetele mele. Am primit și un desert din partea casei. Arată foarte bine. Mâncarea a fost undeva pe la medie. Nu, a fost cine știe ce. Musakawa era arsă de desubt. Caracatița bună, dar două codițe de caracatiță. 15 € este cam mult. Hai că imediat cer și nota. Uitați și nota. Musakawa, 9,80 €. Caracatița, 14,80 €. Cartofii prăjiți. Cred că a fost jumătate de cartofi. 5,80 €. Total, 32,40 €.
nu se compară cu taverna Irene. Limenaria este un orășel situat pe coasta de sud-vest a insulei Tasos. Limenaria în greacă înseamnă orașul cel mic. Este situat la 38 de kilometri de Limenas. De data trecută am făcut confuzia între Limenas și Limenaria. Limenas este capitala insulei. Limenaria este al doilea oraș ca mărime și este orientat, dacă vedeți în față, spre muntele Athos. Ce apă limpede! S-a lăsat seara, eu stau aici la piscină, mă relaxez. Uitați ce fain se vede. Totul este foarte plăcut. Eu am filmat zilele astea. De două zile încerc să postez un clip, nu reușesc. Internetul merge atât de slab pe această insulă, este incredibil. Cu wireless-ul de la hotel mi-ar lua 3 zile să încarc un clip. Telefonul meu personal, la fel, sunt zone unde nu are semnal absolut deloc și la fel, cred că 2 zile mi-ar lua să încarc un videoclip. Asta este a doua zi când nu reușesc să postez nimic, cu toate că eu am filmat, am gătit, am fost și în două sate tradiționale. Astăzi m-am gândit să-mi cumpăr o cartelă. M-am dus în Limenaria, am luat o cartelă Vodafone de dimineață. Abia pe seară s-a activat cartela. Deci incredibil. La noi ai băgat-o în telefon și merge. Aici a durat, am primit mesaje, nu înțelegeam nimic, scrie în greacă. N-aveam net, nu mergea telefonul. Acum a început să meargă, la fel, arată economic euro acela, nu pot să încarc absolut nimic, deci nu merge telefonul. Sunt super dezamăgit și cu nervii la pământ. Eu tot am filmat, am încercat să postez, nu vă spun de câte ori, nu reușesc. Acum, ce să zic? Cred că o să apară clipurile mele când ajung în România. Îmi pare rău pentru că eu vreau să postez zilnic. Asta este. Închid și aici această zi, acest clip. Eu vă mulțumesc, vă spun la revedere și nu uitați, ținem legătura. Măcar peisajul este frumos.